am căutat și am găsit că ei sunt, au o problemă și la bani. Adică ei câștigă diferit. Cum câștigă ei? Cine îi finanțează pe ei? Niște patroni. Patroni pe o platformă care se numește patreon.com, hai să vedem, și unde fiecare pune o cauză. Acolo pui o cauză. Și deci eu vreau să strâng bani și să mi se doneze bani, puteți vedea și dumneavoastră, e publică, să mi se doneze bani pentru cauza mea. Cauza lui Mălin Bot și atenție! Cauza lui este să scape România de comuniști, corupți, hoști, șmecheri și se transformă în oaza dreptății și libertății și el creează jurnalism independent, domnule Cristoiu. E, nu, m-am gândit, nu m-am gândit la asta, la specieria asta. Acum o aflu, mulțumesc, nu știam. Și câștigă pe lună, atenție, 3.900, luna asta, că a avut și luni mai bune, înțeleg. Luna asta are 3.991 de dolari de la 768 de patroni. Așa se spune pe această aplicație. Da? Deci el câștigă aproximativ 4.000 de euro pe lună de la niște patroni. Acum, că or fi de dolari, scuzați-mă. Dacă or fi 767 de patroni cu câte un dolar și unul singur care îi dă 3.990 de dolari, nu știm. Competiția e grea, Mălinuș. Pardon, creierașul Mălin e cel mai bun, pentru că și Sandu Matei este soldat civic pe Patreon.com. Și lui îi se dă mult, 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 mult mai puțin, adică 111 dolari pe lună de la 33 de patroni, care bagă bani ca să îl ducă în această zonă. Domnul Dide, care este, cauza lui este noua revoluție, noua putere în stat, cetățeanul implicat. El câștigă 794 de dolari pe lună de la 170 de patroni. Repet, vorbim de luna în care ne aflăm. Au fost și luni mai bune, au fost și luni mai proaste. Prin comparație, Recorder, care de asemenea face jurnalism independent și este citat de foarte multe ori într-o anumită zonă, nu are decât 1700 de dolari pe lună de la 239 de patroni. Ei fac solicitare de donații și în alte moduri, dau și conturi și așa mai departe. E, asta este una dintre variantele de finanțare. Eroul eroilor, deci omul cel mai finanțat cu 4.000 de dolari pe lună, este Mălin Bot. Sigur că dacă ne ducem în zona de fiscalitate, e de întrebat, pentru că astea sunt donații. Dar fiscalizați, nu vă puneți probleme. Să nu-mi fac griji, nu? Pentru că ei sunt donație pentru o cauză. Păi de-aia și anunță. Da. Important este dacă cei 700 de patroni sunt 700 de ONG-uri sau sunt 700 de persoane fizice. Temă de verificat, sigur că da, dar nu avem toate detaliile astea. O cascadă de sute sau mii de ONG-uri. Doamna Stoicescu, aceștia sunt niște bieți actorași care, așa cum vedeți cu sumele astea, aici sunt în joc sume foarte mari. Mult mai mari. Îs gestionate foarte bine. Problemele sunt pe calculator. Domnul Cristoiu, repet, a încercat să facă, într-adevăr, să descopere linie de forță cu care au fost angajate, dar nici domnia sa încă n-a ajuns la cei care au stat în fotoliu să se uite cum noi îi comentăm pe acești oameni care văd tot felul de chestii, care sunt, reacționează violent, probabil, și așa mai departe. Nu, dar eu mă gândeam că poate ar trebui să dea un răspuns și îmi cer scuze aici. După toate regulile, în statele civilizate, structurile de tip informativ trebuie să prezinte decidenților politici, președinte, prim-ministru, ministru de interne, oameni care sunt implicați neapărat în față, rapoarte anterioare. Eu am văzut o discuție prezentată chiar de dumneavoastră, dacă nu mă înșel aici la acest post, în care spunea că a avut o discuție doamna prim-ministru cu domnul Helvig și dânsul i-a spus: domnule, noi am avut om în comandament acolo. Da, asta este o altă, e o conlucrare operativă. Domnule Abraham, haideți să mai povestim un lucru. A fost șeful poliției române. Da. La astfel de proteste, în civil, printre manifestanți, există oameni ai serviciilor în civil. Care e rolul lor? Să relateze în timp real. Aici, lângă mine, sunt domnul Harnagea și cu domnul Abraham. Vă uitați la mine așa printre gene, că știți că nu vorbesc prostii. Trebuie să relateze jandarmilor: aici am o problemă. Doamna Trăilă pregătește bomba. Doamna Norica Nicolai are o rangă. E la primire. Eu aș domnul fi mai Buzacu sintetic. E în pericol. Deci și așa trebuie se face să identifice
și să obțină din acel moment probe, nu să căutăm acum să veniți dumneavoastră cu imaginile. Și probe, dar informații în timp real. Dar, doamnă, iar v-am spus, înainte de asta să prezintă un raport, mai ales în situația aceasta în care am pierdut organizatorul. Ei, nu l-am pierdut, uite că-s doi și se ceartă. Lăsați-i pe ăștia, ăștia sunt niște bieți acurași, ascultați-mă. Organizatorul meeting-ului l-am pierdut între timp. Aici rolul era determinant, trebuia să spună, vor veni cam atâția, vor veni grupuri violente de la Alexandria, nu știu cine, de la Craiova, cine nu știu cine. Cine să spună asta? Asta, serviciu de informații. Doamnă, ăsta este o acțiune paradoxală, îi văd pe oameni care n-ați au pregătire juridică. Pe Carmen Dan care a spus, instigarea... nu am avut... Stați o clipă. Nu am avut nicio informație de violență înainte. Bun, nu a avut, deci apreciați corect. Păi dacă n-a avut-o, deci trebuia să aibă instigatorii. Absolut. Aceștia. Deci înainte raportul trebuia să, să vadă treaba asta, fiecare serviciu. Și aici ați fi dumneavoastră foarte puternici, dacă ați insista, hai să vedem, nu cele care intră sub imperiu, știu, clasificării documentelor. Ia să vedem, mă, ce au zis oamenii ăștia. Eu vă spun ca un om care am avut răspunderea asta în țară la un moment dat și vreau să vă spun că venea apă de ploaie. Că acei oameni se confruntă acolo și într-adevăr ar trebui să meargă, ăsta-s principiul de lucru. Dumneavoastră sunteți pe adevăr aici. Dar v-am spus, hai să vedem câte rapoarte de acest gen sunt. Va face parchetul militar, are posibilitatea să vadă. Îmbătrânesc eu, domnule Cristoiu, îmbătrânim toți. Amândoi. Deci nu va fi, doamna Stoicescu. Vă rog. Colegii noastre de platou au deturnat discuția. Absolut. Corect. Am impresia că sunteți domnul Helvig. Corect. Așa că de așa bine este, vă pricepeți la servicii. Doamna Stoicescu. Așa. Deci în piață. În piață erau oamenii tuturor serviciilor. Așa este, acord? Da. Bun, și firesc și normal. Nu, n-am criticat. Dar ei erau nu numai pentru a transmite, cum spuneți dumneavoastră, că lângă mine e unul care pregătește, erau și rol preventiv. Adică, unul pregătea o rangă, da? Și veneați, iertați-mă că vă compar, dumneavoastră ca o doamnă și spuneați, băi băiatule, e fiule, te rog frumos, lasă ranga. Da. Unde era operațiunea de prevenire? Că ăla care dădea cu ranga nu știa că ăla, doamna care a venit e de la băieți. Venea o doamnă, chiar cu un copil de mână, sunteți de acord, domnul da. Arnagea, da? Da. Și zicea, băi, fiule, te cunosc, ești ca fiul meu, de treabă, și te rog frumos, nu mai da, nu se poate, mulțimea aia n-a fost deloc lucrată, nu ceva e în neregulă. Pe când dar la hai manual să vă spun scrie, ceva. Adică noi inventăm noi acum, domnule Cristoiu, stați o secundă, domnule Abraham, noi inventăm, noi mi-a dat dreptate și domnul Abraham, așa se face, pe manual, sunt toate acolo. Doamnă. Și ele au rol precis. Da.